Apocalipsa după Marta, 1999, Falanga 2001 și Scara lui Iacob 2006. O culegere lirică, Poem sans vergogne, i-a apărut în 2005 în Franța. Și apoi Apocalipsa după Marta, integrala poeziei, Polirom 2011. Și ca proză o să amintesc romanul apărut anul trecut, excelentul roman cu substanță autobiografică, Acasă pe câmpia Armagedonului. Am selectat totuși un mic fragment dintr-un interviu, revista Tuc, tot cu Mihai Vakulovski, în care Marta Peteu era întrebată care ar fi obiectele la care ține cel mai mult și ce o leagă de ele, ce n-ar trebui să lipsească dintr-o expoziție Marta Petreu și ce ne-ați dori să apară acolo. Și spuneați în felul următor, un volum de Rilke pe care l-am furat din casa unui prieten, Biblia, mașina de scris, Consul, pe care mi-a dat-o Pierre, o fotografie cu Pierre, o bombonieră albastră de sticlă a mamei mele, mă fascina în copilărie, fotografia mătușii mele Marta, de la ea am numele, cele două volume Blaga, primite premium pe clasa a șaptea, o nucă de cocos primită de la soțul meu, fotografiile surorii și fratelui meu, carnetul de șofer, o tavă de ceramică albă cu flori liliachii de la mama mea, un pulover negru de lână, un CD cu imperialul lui Beethoven, altul cu patetica lui Tchaikovsky, un Dex, o agendă, Catulli Carmina de Karl Orff, un dicționar botanic cu planșe colorate, o brichetă, o scrumieră, un pachet de țigări, o ceașcă de cafea galbenă, ca păpădia plină cu cafea, ochelarii, nicio rochie, nicio haină, nicio bijuterie, nicio mobilă. Vă invităm să ne povestiți despre lucrurile acestea. Ați făcut o surpriză. Spuneți-l, nu pot să ținem mâna. Nu, din potrivă, o să stau cât mai cu spatele la lumină. Mi-ați făcut o surpriză, mulțumesc. În timp ce eram prezentată, am făcut și eu un calcul și mi-am dat seama că în ultimii 22 de ani, deci din 1990 și până astăzi, citesc în România pentru a șasea oară. Nu-mi place să citesc poezie. Mi-ar trebui mai sus, altfel o să mă tot aplec. Nu-mi place să citesc poezie în public pentru că mă consumă, mă face să regresez în faza în care eram, în momentul în care am scris-o. În schimb, când scriu poeme, mi le citesc zile în șir, până le învăț pe din afară. Iar de mult, prin anii 80, mi-amintesc odată, mi-era foarte rău într-o vară, și mi-am înregistrat un volum de poeme, mi-am citit poemele pe o casetă și mergea caseta ca să-mi fie cât mai rău, ca să ajung la fund, ca să mă vindec. Totdeauna spun lucruri pe care nu vreau să le spun, asta nu voiam să o spun. În grădina de toamnă, cu glesnele ude ca de o inefabilă rouă, cu glesnele ude de sânge, lipicios, rece, ca zeama de vișină, prin iarba înaltă, roșie, aspră a sfârșitului care acum începe, noi doi, pereche limpede decupată în discul solar, perechea care scâncește. Noi doi, un bărbat, o femeie cu gleznele neprotejate, înaintând mână în mână, prin cleiul de sânge, ca prin iarba ce crește. O disperare ca o fată înaltă, o disperare vorace,
sau adolescentă pândind din propria carne buimacă, o disperare ca o fată ce într-o zi de octombrie își pudrează epiderma cu brumă. Nu brumă, rectific, nu brumă, ci sângele stacojiu al celui pe care visează că îl ține de mână. O disperare ca o fată subțire. Ei înaintează prin întunericul roșu al mileniului care sfârșește. Ei înaintează ca printr-o venă secționată cu bisturiul. Ei înaintează cu încăpățânare, cu groază, se afundă în arterele deschise ale fiarei. Îi văd cum înaintează, încercând să se țină de mână. Ei își spun unul altuia toate cuvintele. Disperarea lor, un curcubeu de silabe, o panglică îngustă, pod aerian de verbe deasupra apelor roșii ce unesc două continente luate la întâmplare. Doamne, unde s-a scufundat pământul de sub tălpile scrijelite și goale? Alunec prin sânge, înaintez prin grâul roșu, grâul ce foșnește șerpește pe epidermă, grâul peste care de o lună, de o viață, plouă cu vopsea purpurie. Doamne, fac un pas înapoi, privesc perechea asta de adulți ce nu-și mai văd umbra. Ridic mâna, îmi scot ochelarii. Ei sunt o pereche, deci au o singură umbră. Cum o singură umbră aruncă peste pajiștile mele de mentă, peste vița de vie în floare, călăreții albi, stegarii apocalipsei. Ei sunt Adam și Eva plimbându-și cunoașterea prin grădina de toamnă, prin grădina incendiată, prin Edenul apocalipsei. Ei sunt frații de creier, din porunca ta, Domine, au trăit totul, chiar și incestul. Ei stau pe muchie de durere, ei țin ascunsă în pumn, bine învelită în carne, o bilă de fier albă, incandescentă. Ei se privesc, ei își surâd, blând, sfârtecat în oglindă. Ceasul rău. Ea cunoștea ceasul rău. Ceasul când de singurătate poți plonja prin sticla ferestrei, ca un fluture prin flacăra torței. Ceasul rău când de singurătate cer de pomană oricui, ea trăise ceasul acela de cerșetoare cu mâna întinsă cerșind ajutor. Ea-și folosise creierul, trupul, ca pe o monedă, încercând să plătească ceea ce din cauza spaimei cerșea. Ea nu avea clipă de împăcare cu sine, ea uitase ce înseamnă lin să adormi, ea nu cunoștea somnul fără coșmaruri, ea se pedepsea noapte de noapte în somn, ea purta în cârcă povara existenței sale greșite, deci deprisos. Ea știa că tandrețea ar putea să o împace cu sine, subțire, ea înainta ca o lamă de oțel, ca o ghilotină albastră, prin carnea roșie, prin oasele albe, prin măduva caldă, zemoasă, a vieții,
prin acest trup viu al lumii ce-o respingea. Ea se judecase pe sine, ea se găsise vinovată, ea se condamnase la eternă vinovăție, ea și-o purta înrădăcinată în inimă, în creier, tatuată pe frunte, ca o pecingine roză. Ea purta, deci, în privire, stigmatul inconfundabil al singurătății nocturne. Ea își descria cu precizie infernul de uz personal și ca pe Cassandra nimeni n-o auzea. Ea se rugase îndelung către puterile de jos și de sus să-i trimită un semn. Și atunci au coborât și au urcat din tării îngeri cu dinți, îngeri cu clonți, da, îngerii mei carnivori. Pielea de care mă sprijin, ninge, frig, negru și alb, iarnă, absență. Mă uit cu fereală afară, mă privesc cu îndoială pe mine. Dimineața și zăpada ce cade mă umplu de spaimă. Mă răsucesc în mine, mă mișc stângaci în pielea mea, deodată prea lungă, prea largă, ca într-o rochie închiriată greșit. Da, atârnă, mai bine zis tățeapănă, ca o manta de soldat înghețată în picioare. Mă mișc în pielea mea ca într-o colivie înaltă de tablă. Pot să stau verticală în ea. La nevoie, pot să mă sprijin de ea ca de un bărbat. Privesc printre gratii afară. Tăcere, absență, ninge, tot ninge. De pielea mea, eu mă sprijin ca de un bărbat. Ninge, tot ninge, nici o culoare. Nu-i nimeni, niciodată nu-i nimeni, doar căderea asta albă, tenace, peste pielea mea verticală, peste metal. Vindecarea. Ea nu mai iubește. Ea nu mai leagănă niciun bărbat în somnul ei de adultă. Ea bea cafeaua cu zahăr, ea mănâncă ciuperci alb cenușii, precum substanța alb cenușie din cutia ei craniană. Ea nu mai ascultă partea ruptă și spartă, a patra, dintr-a patra de Brahms. Ea nu mai este îndrăgostită, ea se ține în brațe, ea se conține sub piele, ea nu se oferă, ea nu se refuză, ea pur și simplu înaintează absentă prin pustă și își repetă că viața e lungă, că viața e bună, precum cerul cetății când deodată cu seara vine covorul viu de cior negre, sătule. Ea își cântă despre ziua ce a fost și despre facerea lumii, oho, despre noaptea maternă. Ea pe nimeni iubește. Ea, de fapt, lipsește din sine. Ea e adânc și departe, coborâtă pe scara spartă de piatră, nu, nu în moarte. Moartea există cât există și viața, ci în mare,
în apa care șleagănă negru delfinii, coralii, bărcile, peștii, nisipul, mâlul, forma, fertilul, ideile, zeii, sarea, da, sarea. Ea nu mai iubește, ea nu se iubește, ea nu mai așteaptă, ea a fost cândva, de mult, îmblânzită și era unduioasă ca iarba și bună. Ea a ars ca o pâine uitată pe vatră, ca Troia a ars, ca Sodoma, iar acum stă ca un tăciune în ea însăși, bea cafeaua cu zahăr, mănâncă ciuperci, ea se consumă și înaintează în viața ei ca prin pustă. Ea privește senină, lanul de grâu care îi crește în loc de carne moale și vie în propriile ei palme, pe falangele strâmbe. Ea a trecut prin viața terestră, ea a fost ființă umană, iar acum aproape că-i bine. Foarte mulțumim. O să invit acum pe Livia Ștefan, proaspăt debutată, deși activează de peste un secol în poezia românească. Probabil că ne va citi un text din volumul actual apărut. Livia? Dracu știe, zice Livia. Livia a debutat acum cu cu volumul Revolver sau almodoverian pronunțat Revolver. Cine? Și după care vă rog să vă gândiți la niște bisuri să le cereți invitaților, că dacă nu o să fiu nevoit să le invit pe Dan Puric să ne țină o conferință și nu cred că... Oricând se aranjează lucrul ăsta. Hello! Am mare emoții că e o surpriză pentru mine să citesc aici în seara asta, în prezența unor oameni pe care îi admir foarte mult. Nici n-am cartea la mine, n-am nimic. O să citesc niște ciorne, nici nu știu dacă au apărut așa sau nu în carte. Noroc am două poeme. Două, le știu, pe din afară că sunt scurte. Sunt din ce în ce mai frumoasă, un fior ce întunecă luna. Întotdeauna va fi loc pentru și mai mult gol, pentru zgomotele făcute de alții, atât de străini încât să nu te mai doară, pentru scrâșnetul scaunului pe gresie, venit de la apartamentul de deasupra, pentru foșnetul seminței ce încolțește prin ciment, pentru sunetul vocii tale din vis, mai vie decât o știai. Și întotdeauna te vei găsi în preajma neputinței de a înțelege lucrurile firești, cum ar fi o îmbrățișare, simplă ca un sacrificiu. O să mor. O să mor peste 5 ore. O să mor mâine. O să mor strivită de corpul tău noaptea. O să mor în ședința pentru optimizarea site-ului. O să mor în octombrie când se va lăsa ceața. O să mor uitându-mă la Dr. House. O să mor vorbind la telefon cu Gonzo. O să mor în timp ce voi fotografia două femei goale. O să mor cântând Shahrayman. O să mor pentru că nu m-am sinucis. O să mor într-o explozie la metrou. O să mor cu 3 tatuaje. O să mor după ce mă pensez. O să mor stând la coadă pentru o ciocolată cu marțipan.
O să mor ca o sălbăticiune în junglă. O să mor visând că am cel puțin 10 amanți. O să mor pe un scaunel. O să mor după 10 beri. O să mor în calitate de tânără fumătoare. O să mor în calitate de tânără speranță. O să mor distrugând totul. O să mor urând, urlând, urmărind motanii prin casă. O să mor înjurând ca o țigancă. O să mor citind un SMS. O să mor pe câmp ca un soldat ratat. O să mor într-o secundă. O să mor rătăcind Marele Canion. Fute-mă moartă, ce căcat. Gata. Mulțumim. Visuri. Da, o să vă invităm să închideți Royal întâlnirea din seara aceasta.